Ok, eu o să vă spun câteva cuvinte de cum o să facem degustarea, da? Ce înseamnă o degustare de vin. În primul rând, în degustarea de vin, cel mai important este paharul. Trebuie să aveți un pahar potrivit pentru fiecare tip de vin. Există pahare pentru soiuri albe, există pahare pentru soiuri roșii, pentru roze, dar și la albe putem să avem, de exemplu, trei tipuri diferite de pahar în funcție de tipul de vin. Adică o să regăsim un pahar pentru Sauvignon Blanc, pentru Riesling, o să regăsim un pahar pentru Chardonnay sau un pahar pentru sfumant. Nu? Deci paharul este foarte important. De exemplu, la vinurile albe, trebuie să fie paharul puțin mai strâns la gură, astfel încât toate aromele să ducă în nas. Puneți vin în pahar până în momentul în care, eu zic că face paharul burtică, da? Adică până la nivelul acesta mai lat al paharului, pentru că trebuie să băgați nasul în pahar, să mirosiți. Puneți vin în pahar, începeți să rotiți vinul în pahar ca aromele să se dezvolte foarte bine și să mirosiți aromele vinului din primul nas deja. Și după aceea băgați nasul adânc în pahar până, dacă aveți ochelari, trebuie să facă clic. A? Adică așa. Ei, și acum înțelegeți de ce v-am spus că nu trebuie să puneți mai mult vin în pahar, pentru că dacă puneți vin, nu știu, până aici, când băgați nasul în pahar, o să faceți snorkeling. Și atunci, asta este cam regula de bază. De altfel, este și zona unde vinul ia contact cel mai mult cu aerul și atunci aromele se dezvoltă mult mai frumos. Învârtiți puțin paharul, țineți neapărat nu așa, ci așa, da? Adică de picior. Mai sunt cunoscători ai vinului care vor să țină așa, dar eu zic că este puțin nesigur. S-ar putea să mâna să vă scapă și colegul de lângă să aibă o problemă cu cămașa. Așa că trebuie să învârtiți. Dacă nu reușiți să învârtiți în mână, puneți frumos pe masă și începeți să învârtiți, că e mult mai ușor așa. Mirosiți și după aceea luați o înghițitură astfel încât toate aromele să vi se să explodeze în gură. Vă spuneam că paharul se ține de picior și nu așa, nici așa. Pentru că dacă țineți așa, încălziți vinul din pahar, bine, paharul și după aceea vinul, și primul lucru care vă iese în nas este alcoolul și s-ar putea să nu vă placă. Deci se ține așa, și am uitat să vă spun, dacă țineți așa, s-ar putea ca fetele din bucătărie și să spună mărunt din buze, pentru că puneți amprentele pe pahar, una, nu o să mai vedeți cât de frumos și limpede este vinul și în al doilea rând o să fie și foarte greu de spălat. Da? Așa că frumos de picior, e și foarte elegantă, învârtiți, mirosiți. Și degustați. Pentru noi important este ca vinul să fie complementar cu mâncarea și nu să acopere, sau invers, mâncarea să acopere vinul. Pentru noi orice masă înseamnă și mâncare și vin. Da? Nu ne putem gândi la o masă fără să avem și un vin pe masă. Nu numai la degustarea de vin, ci și acasă, dacă stați la masă, beți un pahar de vin, trebuie să beți aceeași cantitate de apă. Pentru că, de fapt, prin consumul de vin se produce o lipsă de apă, da? o deshidratare la nivelul capului și atunci durerea de cap de a doua zi s-ar putea să provină de la lipsa de apă. Dar nu în vin, ci lângă vin.